Ziua Mondială de Luptă împotriva bronhopneumopatiei obstructive cronice, celebrată în avans la București, reprezentanții Societății Române de Pneumologie au prezentat astăzi date privind această boală gravă, care afectează circa 5% din populație. Medicii au vorbit și despre cauzele bolii, simptome, efecte și metode de prevenire. Este o boală inflamatorie a plămânului și a căilor aeriene, bronhii. Peste 80% din cazuri apare din cauza fumatului, dar în același timp poluarea este pe locul 2. Medicii au prezentat și rezultatele unui studiu realizat de Societatea Română de Pneumologie în scopul estimării prevalenței bronhopneumopatiei obstructive cronice la nivelul populației adulte cu vârste de peste 40 de ani. Din anchetele naționale știm că unul din 10 pacienți are această boală. Din aceștia, în jur de 25-30% sunt diagnosticați. Majoritatea sunt cu evoluții temporizate acasă și depistate în momentul în care vin prin camera de gardă și sunt internați în urgență. Alături de medici s-au aflat și pacienți care suferă de această boală gravă. Ei le-au împărtășit celor prezenți povestea lor. Alexandru Scrobotovi spune că în urmă cu 15 ani a fost la medic din cauza unei răceli mai puternice. În urma realizării unei spirometrii a fost diagnosticat cu această maladie. În activitatea, în afară de că am fost fumător, 25 de ani, am lucrat într-un mediu auto, porneau mașinile și făceau fum excesiv în jurul meu, circa 30-40 de mașini odată, care porneau dimineața. După aceea am lucrat într-o stație de betoane, unde era praf de ciment. În România, aproximativ 1 milion de persoane suferă de BPOC, din cauza faptului că simptomele nu sunt specifice și pot fi adesea confundate cu efectele fumatului sau cu cele ale înaintării în vârste, este necesară realizarea spirometriei. Este o procedură simplă, realizată cu ajutorul unui dispozitiv spirometru. Pacientul trebuie să lipească bine buzele în jurul unei piese bucale, să respire relaxat câteva secunde, apoi să expire atât de puternic și atât de rapid, încât să-și simtă plămânii complet goliți de aer, după care să respire din nou relaxat. Bronhopneumopatia obstructivă cronică mai este numită și boala cu mai multe fețe, deoarece simptomele pot fi comune altor afecțiuni și poate ataca întregul organism. Boala poate provoca și alte afecțiuni, precum boli cardiovasculare, hipertensiune sau osteopatie. În prezent, peste 300 de milioane de oameni suferă de această boală.